Următoarea întrebare. Asta îmi pare necesară. Pentru ce lucruri și când trebuie să te mărturisești? În Geneza 4, dacă vreți și în Geneza 3, de îndată ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu i-a chemat să se mărturisească. În Geneza 4, avem un exemplu mai concludent. Știți, Cain s-a supărat pe fratele său Abel. Dar n-a spus nicio vorbă, probabil. Și zice Dumnezeu, versetul 6, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Și i-a spus Dumnezeu, vezi, ești ispitit. Păcatul pândește la ușă și vrea să intre în viața ta. El n-a recunoscut că e supărat pe Abel, apoi, cum știți, în versetul 8, că l-a omorât, și Dumnezeu l-a întrebat după aceea, unde e Abel? Știți că n-a vrut să spună? Ce sunt eu păzitorul lui? Dar el era singurul care știa. Și chiar trebuia să fie păzitorul lui, că era fratele lui mai mare. Și Dumnezeu l-a descoperit. Din cazul acesta, hai să vă puneți mintea la contribuție, când trebuia să se mărturisească aici Cain? Când a fost ispitit, dar el n-a vrut să mărturisească nici după ce a păcătuit. Deci trebuie să te mărturisești, surioro, nu după ce te-ai întâlnit cu un băiat și v-ați îmbrățișat și nu știu ce v-ați mângâiat voi, ci când te-a bătut ispita asta. Și atunci păcatul e mult mai mic și poate fi îndepărtat mult mai ușor. Rețineți, mărturisiți-vă când sunteți ispitiți înainte de a păcătui, ca să nu mai păcătuiți. Dar dacă totuși ați păcătuit, atunci spune în Evrei 4, să ne apropiem de scaunul Harului și mărturisiți-vă imediat. Am întâlnit tineri și alte categorii de vârstă care au dus păcatul ani de zile, să vă amintesc din Biblie. Frații lui Iosif l-au vândut. Când s-au mărturisit? Abia peste 20 de ani s-a descoperit păcatul lor. Și când Iosif i-a băgat pe toți 3 zile la închisoare, știți ce au început să vorbească unul cu altul? A zis Ruben cel mai mare, nu v-am spus eu să nu faceți rău băiatului. Și-au amintit de păcatul lor, făcut în urmă cu 20 de ani. De un păcat nu scapi numai când te mărturisești. Și țineți minte ce vă spun. Să nu creadă cineva, eu nu o să mă mărturisesc și toată viața nu o să afle nimeni. Nu se poate. Așa te duce Dumnezeu în împrejurări, încât vei fi nevoit să recunoști. De aceea recunoaște cât mai repede să nu se mai adauge și alte păcate. Undeva s-a întâmplat că un om a făcut o crimă, a omorât pe altul. N-a aflat nimeni. A trecut o lună, două, trei, un an, doi, trei, nu știu cât. Dar n-avea liniște. Ca așa suntem creați noi, până nu te mărturisești, n-ai pace, zice David în Psalmul 32, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele. N-ai pace. Și n-avea somn noaptea și o ieșit afară prin grădină să o plimba, să o uita la lună și o zis, ei, lună, lună, numai tu ai văzut când am omorât pe Nicolae. Dar Dumnezeu așa a făcut, că scrie în Matei 10, că nu-i nimic ascuns care nu va ieși la iveală, vecinul era în curte, în grădină și l-a auzit și a mers și a reclamat la poliție. Că totul se descoperă. S-a întâmplat undeva când s-au adunat, nu știu cum e la voi, că n-am văzut, știți că circulă prin adunare, știe coșulețe și se adună colectă. Și un băiețel a crezut el isteț, o băga mâna și o scoșilă, să zicem așa, $5, să aibă bani la școală. Asta a fost duminică seara, a mers acasă, luni dimineața când merge mama să-l trezească, el era treaz. Bă, băiete, altădată de-abia te scol. Ce cu tine? N-am prea putut dormi că m-am tot gândit la ce am făcut aseară. Dar dacă tot păcătuiești cu vremea, poate că dormi. Dar păcatul ăla tot te ajunge. Am citit despre unul că s-a defectat un naufragiu, știți ce, în corabia s-a fărâmat un vapor
și îl aveau scăpat pe o scândură, era să moară și până la urmă cineva l-a scăpat, dar când să moară, a început să spună: am furat, am mințit pe tata, am făcut aia. Și unul care s-a apropiat de el să-l salveze, a auzit și după ce l-a salvat și a spus: ce te-a apucat să povestești tu că ce ai făcut, că nu te întreba nimeni și tu erai aproape să mori. Dar numai astea îmi veneau în minte. Țineți minte, mărturisiți-vă că altfel... Acum, unii lucruri le puteți rezolva cu părinții, alții cu cei ce răspunde voi, alții cu păstorul. Dar nu vă lăsați până când nu aveți biruință împotriva păcatului. Că era aici și o altă întrebare, să o legăm. Cum pot să ies biruitor sau biruitoare în luptele spirituale? Și mai era încă una, în fine, de genul acesta. Dragii mei, noi, ca oameni fizic vorbind, eu am o vorbă. Omul are valabilitate o zi. Atât. Dacă o zi, cel mai puternic băiat dintre voi, dacă la o zi nu-i dai apă, nu-i dai mâncare și nu-l lasă să doarmă, se simte, se vede asta? După o zi se vede că e expirat termenul de valabilitate, nu-i mai bun. Dar ce faci ca să ai valabilitate și mâine? Mănânci, bei apă și dormi. Așa e și pentru partea spirituală. N-ai cum să-ți întreții sufletul fără rugăciune, cuvânt, adunare, cântare. Pierde sufletul. Cum poți să ai biruință? Practicând aceste discipline spirituale. Spune bine în Psalmul 119. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Citind în Biblie. Psalmul 1. Meditați la Scripturi. Psalmul 32:6. Foarte frumos, rugăciunea. Spune aici așa: de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Dacă nu vă rugați zilnic, cădeți. Un om era în închisoare și în fiecare zi îl chema să se lepede de credință, să renunțe la Domnul Iisus. Și într-o zi s-a lepădat așa ca Petru. Apoi a revenit și a spus: nu, eu rămân credincios. Și apoi a stat și s-a gândit: Doamne, de ce m-a scos o zi și două și nouă și 20-50 de zile la rând și totdeauna a spus că rezist? De ce în ziua aia a fost așa slab? Și a amintit că în ziua aceea nu se rugase dimineața. Să nu porniți în viață nici într-o zi fără rugăciune. Dar ca să aveți biruință, pe lângă a practica aceste discipline spirituale, vi le-am spus, cuvânt, rugăciune, adunare și așa mai departe, spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. Și aici vă rog să fiți atenți. Prea iubiților, pagina 1192. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Poți să te rogi două ceasuri, dar după aceea intri pe Facebook și te duci pe poze și pe YouTube și nu poți să ai biruință. Pentru că zice în Proverbe 6, să vă citești acolo, la voi vulnerabilitatea cea mai mare este la poftele tinereții, la pofta ochilor. Dacă aș întreba eu pe băieți, dar n-au cum să-mi spun aici și nici nu i-aș întreba aici în public, câți dintre voi, uite acum e 5-6 februarie, cât o fi, anul ăsta nu v-ați uitat pe imagini vinovate? Care dintre fete anul ăsta nu ați ascultat niciun vers de muzică lumească sau nu v-ați uitat pe niciun filmuleț? Proverbe 6, spuneam, vă citesc de la versetul 27. Sunt două întrebări. Poate cineva să ia foc în sân fără să aprindă hainele? Poți spune foc în sân să nu arzi? Nu poți. Următoarea. Poate merge cineva pe cărbune aprins fără să-i ardă picioarele? Păi nu se poate. Și atunci eu întreb.
poate cineva să primească la, să privească la un film cu imagini, așa cum sunt ele, nu neapărat toate pornografice. Și să-și păstreze mintea curată, să nu fie apoi ispitit. Poate? Bă, nu se poate. Poți să-ți permiți să, știu eu, să dialoguez cu o fată, știu, așa, online și cu web, cu cameră, cu așa, și să nu fii ispitit. Mă, numai dacă nu ești sănătos. Altfel n-ai cum. Deci, nu vă duceți în zone periculoase. Că atunci cădeți. Zice, nu te du să ai lupte suplimentare. Mă spunea cineva, pot să mă duc la mare? Du-te, mă, că de acolo o să fii ciuruit de gloanțe. Păi poți să stai acolo și să nu privești la imagine de acolo? Păi nu se poate. Ești vulnerabil. Mă spunea un bărbat, zice, băi, cu fetele astea care au fost la mare, zice, eu când le văd în adunare, eu le văd fără haine, nu cu haine. Dacă era și pătimaș. Păi nu te du acolo. Nu se poate să trăiești ca sfânt, umblând, întinându-te în locuri periculoase. Vei cădea din nou.